această grupă D cu 3 puncte, o victorie și o înfrângere, are echipa lui Mircea Redi. FC Buzău pe locul 4, tot 3 puncte, Tunariul, care joacă cu Buzău de la aceeași oră, locul 5 cu 2 puncte, Tunariul cu șansa sa de a se califica mai departe. Iată cum începe Mircea Rednic această partidă, cu ucrainanul Kucer în poartă, în apărare Diogo Rodriguez și Alexandru Benga, Marco Stolnic și Aldi Abeid, la mijloc Herald Marcu, Cătălin Carp, Denis Dumitrașcu și Andrei Fabri, în atac Raul Stanciu și Godberg Cooper. Vom vedea imediat și formula de start a echipei oaspete, celor de la Voluntari. Voluntariul care până acum în această competiție are o victorie 2-0 cu Farul Constanța în prima etapă, iar runda trecută Tunari Voluntari a fost 1-1. Spaniolul Jesus Fernandez în poarta echipei oaspete, în apărare Roberto Voican, Nasser Aligi, Cristian Paz, argentinianul cu numărul 2 și Ionuț Andreș, la mijloc Vadim Rață, Liuban Crepulia, Daniel Florea și Ricardinho, în atacul oaspeților slovacul Adam Nemeț și Nicolae Carnat. Avem 8. Vedem această fază care se poate anunța periculoasă, un șut bun la care Jesus Fernandez are ceva emoții, reușește în cele din urmă spaniolul să rețină. Iată ce s-a întâmplat. Voluntariul surprins, descompletat în apărare. Și vine șutul lui Fabri. Crepulia intră în careu. Crepulia centrează sau pasează sau șutează la poartă, mai bine zis. Greu de spus ce a vrut să facă acolo Liuban Crepulia. Cert este că e cea mai mare ocazie a voluntariului în această partidă. Puțin i-a lipsit lui Daniel Florea să ajungă la această minge șutată de Crepulia, care până la urmă ați văzut trece puțin pe lângă poarta lui Kucer. Ajunge din nou mingea la Nemeț, care îi trimite lui Voican. Foarte bună pasa Florea! Mare ocazie pentru voluntari. Minutul 48. Oaspeții aproape să deschidă scorul. Extraordinar de bine a pus Roberto Voican această pasă cu latul pe culoar pentru Florea. Lăsat singur cu portarul Kucer, nu găsește cadrul porții. Puncte. Aveau 3 înaintea partidei elevii lui Mircea Rednic. Să vedem această fază cu stop pe piept și reluare spectaculoasă din volet, dar pe lângă poarta lui Jesus Fernandez. Putea să iasă mai bine pentru trupa lui Mircea Rednic. Frumoasă execuția lui Carp. O centrare deloc rea și respinge cu piciorul Danilo Kucer, care acum reușește să și prindă al doilea șut care a venit imediat spre poarta sa. Mare ocazie pentru voluntari să marcheze în acest minut 76. Nu e timp de reluări pentru că imediat se mută acțiunea în celălalt careu. Omondi șutează în blocajul lui Vadim Rață, care acordă corner. Doru Andrei în acest